și se prezintă de foarte multe ori o evanghelie în bisericile evanghelice. Noi avem, spunem că avem așa versiune față de Evanghelia Prosperității. Nu, nu este versiune față de Evanghelia Prosperității. Când la evanghelizare spui, vine la Domnul Iisus Hristos, dacă ai probleme în familie, Hristos te poate ajuta. Hristos este răspunsul. Să strâng multe biserici, cum se obișnuiește, să întâlnesc pe un stadion, cheamă o vedetă să predice Evanghelia și toți acolo tac, mă, baptiști, pentecostali, creștini după Evanghelie, mormoni, martori la Jehova, ortodoxi, toți sunt de acord cu ce se spune acolo. Vine la Dumnezeu, ăsta a avut acolo, Hristos este răspunsul. Da, mă, Hristos este răspunsul la treaba asta. Dacă ai probleme în partea aia, probleme financiare, Hristos te poate ridica. Uite, îți dau și o experiență, o ilustrație pentru lucrul ăsta, sau știu pe cineva. Uite, dacă ai alte probleme în orice domeniu, Hristos e răspunsul pentru orice. Nu mai plouă la Suceava, Hristos e răspunsul. Plouă prea mult la Zalău, niciun fel de problemă, Hristos e răspunsul. Într-adevăr, El e răspunsul. El ține toate lucrurile în mâinile Lui, dar nu astea sunt promisiunile Evangheliei. Nu acestea sunt promisiunile Evangheliei. Hristos nu ne promite că dacă ne întoarcem la El, o să ne vindece. La foarte multe evanghelizări astăzi, dacă toți suntem la evanghelizare, uite, să ne rugăm și pentru vindecarea voastră. Nu confunda lucrurile. Să vă dați niște saci cu avutoare. Nu confunda lucrurile. Nu asta e promisiunea Evangheliei. Îi duci pe oamenii în eroare. Promisiunea Evangheliei, în primul rând, este că relația acelui om cu Dumnezeu va fi pusă în rânduială. El este împăcat cu Dumnezeu. El este răscumpărat de Dumnezeu. Toate păcatele lui sunt iertate. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos este dată. Are siguranța vieții veșnice. Asta sunt promisiunile Evangheliei. Nu spune Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și o să vă dau mai multă pâine decât v-am dat până acum. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, v-am vindecat, dar acum o să vă vindec. Dar nu așa. Vă vindec în continuu, indiferent ce s-ar întâmpla cu voi. Nu astea au fost promisiunile Evangheliei. El a făcut multe minuni ca autentificarea faptului că este trimisul lui Dumnezeu, că este împăratul, că este Mesia, izbăvitorul. Dar în privința mântuirii, lucrurile au fost foarte, foarte, foarte clare. Domnul Iisus Hristos nu este singurul lucru de care mai avem noi nevoie ca să reglementeze câteva domenii din viața noastră care nu merg cum trebuie. Da? Nu asta este Domnul Iisus Hristos. Domnule, viața îți merge bine, da? Ai câteva probleme. Singurul lucru de care ai nevoie, mai auzi uneori, singurul lucru de care ai nevoie este Hristos. Greșit. Hristos când vine în viața ta ca Domn, ca Mântuitor, îți ia toată viața, dă cu ea de pământ și restructurează absolut totul. Îți ia absolut totul. Chemarea pe care Domnul i-a adresat-o tânărului bogat, lasă tot și vină după mine, este chemarea valabilă și pentru noi.